Bună ziua și bine ai găsit! Astăzi vom pregăti împreună un desert bun, rapid, care nu necesită coacere, și anume, bulgăraș din biscuiți. Haideți să vă arăt ingredientele, să dăm la treabă. Iată și ingredientele de care avem nevoie. 500 de ml de lapte, 500 de grame biscuiți simpli măcinați, 250 de grame de zahăr, 250 de grame miez de nucă măcinat, 50 de grame cacao, 150 de grame de unt, 50 de ml vișinată sau lichior, o esență de rom, vișine din compot și fulgi de cocos. Să ne apucăm de treabă! Peste laptele încălzit, adăugăm zahărul, cacaua, untul îl punem și pe acesta pentru ca să se topească împreună cu zahărul. Adăugăm acum și biscuiții măcinați. Nuca măcinată. Adăugăm și vișinata sau lichiorul de vișine și esența de rom. Cam așa trebuie să arate și compoziția noastră. Acum o să începem să facem biluțele. Luăm compoziție, presăm ușor ca pe chifteluță, punem o vișină, formăm bulgărașul și trecem prin nuca de cocos. Și repetăm operațiunea până ce rămânem fără compoziție. Aceștia sunt bulgărașii noștri. Vă doresc poftă bună!